Salut! Sunt aici cu trupa Life on Mars, un nou proiect împreună cu doamna Cristina Grama, care reprezintă Fason Studio. Okay. Da. Împreună au o colaborare, să vedem întâi de toate ce are să ne spună trupa Life on Mars, cine sunt ei și care este mesajul acestei colaborări. Întâi de toate, îl avem aici pe domnul Nicu. L-avem aici pe Nicu. Este fondator, să înțeleg, al trupei Life on Mars? Nu, sunt colegul celorlalți membri ai trupei Life on Mars. Împreună am făcut această trupă. În ianuarie anul acesta ne-am strâns la mine acasă și am spus ok, haideți să facem o nouă trupă. Fiecare din noi avem ani de experiență muzicală în spate, am cântat cu alte trupe cunoscute din showbizul românesc. Ne-am plictisit de comercial, ne-am plictisit de convențional, ne-am săturat să ne conformăm unor șabloane și am spus vom face o trupă unde vom cânta ce vrem noi, cum vrem noi, vom fi liberi, ne vom simți bine și muzica pe care o să o facem o să exprime exact tot ceea ce avem noi mai frumos și mai bun din punct de vedere artistic. Deci nu sunt fondatorul trupei Life on Mars, Răzvan și Vlad, Loredana și Lora, care din păcate nu este aici, sunt cofondatorii acestei trupe. Este un, la început s-a vrut un proiect muzical, care ulterior s-a transformat într-o trupă. Suntem împreună pentru a cânta, așa cum am spus mai devreme, ce ne place. Și ne place foarte tare rock-ul, cu influențe britanice. O muzică modernă, adaptată anilor în care trăim, cu un sound modern și lucruri care se spun astăzi. Nu am plecat cu un la drum cu preconcepții, vrem să fim cu orice preț modern, vrem să rupem piața, vrem să avem cele mai noi tonuri de chitară sau știu eu, ci pur și simplu vrem să fim în pas cu evoluția muzicii. Așa s-a întâmplat întotdeauna, în toate etapele muzicii, noul a fost primit bine. Aveți în trupă niște fete deosebite, pe lângă faptul că sunt frumoase, știu că sunt și talentate. Loredana, spune-ne, ce premiu ai câștigat tu? Eu am câștigat mai multe premii, dar nu cred că asta are vreo relevanță. Am câștigat, să spun, de unde a pornit totul, să ajung în București și să încep, practic, propriu-zis, să mă introduc în lumea asta mai de-aproape. A fost de la festivalul de la Omaia, dar ce să zic, i-am întâlnit pe băieți cu care am colaborat înainte, în alte proiecte. Și cum toate încep în viață de la lucrurile mărunte, așa s-a întâmplat și cu trupa Life on Mars. Când am început, era ceva așa incert. Ne doream ceva, dar timpul le-a făcut să ajungă unde au ajuns acum lucrurile. Adică, nu știu, am și muncit și, nu știu, facem o echipă foarte bună. Lucrăm, facem exact ceea ce ne place. Mă simt că nu știu, fac ceea ce îmi place și trăiesc ca artist. Mă hrănesc din ceea ce fac. Cam despre asta e vorba. Vlad, ce ne spui tu despre trupa Life on Mars? Este ceea ce ți-ai dorit? Da, cum a zis și Nicu, e greu să îl dublez acum, că a zis bine. Chiar am vrut să facem ce ne place. Acum, de multe ori ce-ți place, nu e ce trebuie. Dar totuși vrei să faci. Se mai adaugă și faptul că mai trăim și în țara asta în care rock-ul pătrunde greu. Cu toate că sunt foarte mulți ascultători, există o poșghiță așa deasupra lor, peste care ei nu pot trece. O să vină și timpul când o să se spargă, probabil, și o să iasă această dorință și în media. Pentru că deocamdată în radiourile de rock sunt, să zic, undeva jos, pe scara ratingului, să zic așa. Prin urmare, a fost greu să facem ce ne place.
Însă a reușit. Deci chiar cântăm ce ne place. Am văzut că și altora le place ce ne place nouă și asta ne susține. Răzvan, am observat că faceți niște cover-uri extraordinare. Vă ies foarte bine. E mai greu de interpretat materialul din afară decât cel de aici? Da, noi ne-am propus să aportăm cover-urile acestea rock într-o formula noastră, de două chitări, fără clape. Deci am reușit să facem, zic eu, destul de bine. Multe piese care au clapă în orchestrație, fără să avem noi, propriu zis, clape în trupă. Și asta a fost unul dintre paturile noastre, care am reușit să reorchestrăm anumite piese și totuși să le facem să sune bine. Adică, așa ni s-a spus. Să fie recunoscibile, da. Practic, momentan, partea de cover-uri este baza noastră, spunem așa, dar am început deja și avem câteva piese proprii pe care abia așteptăm să le finalizăm ca să le putem să le scoatem pe piață și sper să fie bine primite, cât mai bine primite. În prezent aveți câteva piese ale grupei. Există. Da, există. Publicul le poate asculta undeva. Momentan nu sunt publice, sunt doar la sala de repetiție. Și în cel mai scurt timp promitem că... Dar în concerte le-ați interpretat. Da, în concert am cântat o parte din ele și le mai testăm așa. Ne vedem, mai reorchestrăm anumite părți, ne mai gândim ce n-a fost bine, ce putem face mai bine la ele și să sunt din ce în ce mai bine. E greu la început până îți găsești grupul bine. Revenim la conceptul rockaholic. Doamna Cristina Drama, ce ne spuneți? Ce înseamnă rockaholic? Rockaholic este un cuvânt nou, dar înseamnă foarte mult pentru noi. Înseamnă, în primul rând, îl luați stilul rock, pe care îl iubim foarte mult, cred că așa am ajuns noi împreună, și combinat cu mai multe stiluri. Așa am reușit să creăm o colecție de coafură, combinată cu design vestimentar. Am creat împreună cu o colaboratoare și prietenă de-a noastră, Gianina Punchești, vestimentație, costume. Împreună cu alți colaboratori am realizat coreografie și pentru muzică cu prietenii noștri ne sfătuim și ne ajutăm și alegem piese. Până acum, colecția Rockaholic, în afară de coafură, care este dusă mai extrem, în sensul că am realizat picturi, am realizat culori, am iubit muzica și atunci am cunoscut norocul nostru, a fost să-i cunoaștem pe ei într-un concert de muzică live și ne-am împrietenit, a fost dragoste la prima vedere. Ne-am împrietenit spontan. Punem acum la cale vrem să facem împreună un concert, un concept, de fapt. Este ceva cu totul nou, pentru că ne place orice manifestare artistică și proiect nou. Ei sunt foarte flexibili și noi, echipa noastră de asemenea, cu bucurie, vrem să facem pe 1 decembrie o nouă prezentare împreună cu ei, să facă parte din colecția noastră, deci vor fi aranjate și fetele, Laura și Loredana și băieții de asemenea. Încercăm să intrăm, să ne aranjăm un nou look. Unde va avea loc evenimentul? În jukebox. Okay. Facem repetiții, noi participăm la repetiții lor, organizăm o altă coreografie, modelele vor fi și ele rearanjate și împreună sperăm să facem un lucru foarte frumos. În materie de look, există un fel de gradație, mai puțin rock, mai mult rock? Noi iubim rock-ul foarte mult. Este una dintre preferințele noastre muzicale. Și încercăm să aducem noutate în stilul rock. Nu mai înseamnă rock, nu înseamnă numai păr lung și negru, și pe față acoperit și gotic, în stil gotic. Acum, stilul rock, și asta prezentăm noi prin această colecție, înseamnă culoare, înseamnă formă, înseamnă dinamism, înseamnă energie. Ruperi de ritm, pictură pe păr,
inventăm și reinventăm și punem elemente care nu s-ar fi pus niciodată împreună, nu s-ar fi potrivit niciodată împreună, le reasamblăm și le recreăm și astfel ies aceste lucrări. Ok. Deci, pentru acest eveniment, la ce să se aștepte publicul? Vor vedea pe scenă formația Life on Mars împreună cu această prezentare. Cine vor fi modelele? Modelele pe care le aveți de regulă în prezentări? Modelele sunt, da, modelele cu care lucrăm de obicei. Noi lansăm două colecții, primăvară-vară și toamnă-iarnă. Această colecție de toamnă-iarnă are deja 7 modele stabile. Cu ele vom lucra în continuare, deși schimbăm pe cât posibil de la prezentare la prezentare. Cu ei sperăm să mergem în turneu, un fel de turneu, în continuare. Da, când putem, cum putem și suntem și noi invitați, cu mare drag vrem să colaborăm cu... Din punct de vedere al lucrului, trupa Life on Mars s-a adaptat viziunii dumneavoastră? Da, pot să spun eu. Da. Da, ne-am adaptat. E ceva ce ne dă libertatea atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Ceea ce împreună cu Cristina am stabilit, am fost de acord mai bine, cum zis, și noi și Vânsa. Da, și ea. Putem spune că ideile estetice ale Cristinei și ale s-au pliat foarte bine pe felul nostru de a fi, pe muzica noastră, pe ceea ce gândim noi din punct de vedere estetic. Și ca să aduc o completare a ceea ce a spus Cristina mai devreme, noi vom fi o parte din prezentarea, din colecția lor, iar ei vor fi o parte din show-ul nostru. Adică noi vom fi cumva... Tunsorile noastre vor face parte din colecție, nu știu dacă și hainele, iar modelele vor prezenta colecția ca o parte din show, adică doar nu vor cânta la instrumente, dar vor fi acolo pe scenă și vor fi lângă noi. Lucrul ăsta, din câte știu eu, nu s-a mai făcut în București sau poate chiar în România. Este poate o premieră. Și de aceea, cred că ar fi oportun să vină cât mai mulți oameni și să vadă acest lucru. Mai ales că noi chiar plănuim să continuăm colaborarea într-un concert, să facem mai mult din acest... Rockaholic Head Design. Da, să aduc o completare. Eu am o viziune pentru tine, în primul rând. Pentru că ceea ce vor vedea la concertul nostru de pe 1 decembrie, dacă vor veni, sigur, vor veni și la Jukebox, e o nouă viziune pentru ei, libertate, nu știu, părerea mea, îți oferă libertatea aia pe care o caută mulți din tineri. Acum, când sunt adolescenți, teribilismul acela, îți conferă libertatea asta de a te exprima atât prin muzică, cât și prin felul tău de a fi cum îți dorești tu. De a te purta exact cum ești tu. Nu încercat să copiezi sau să... ci pur și simplu să îndrăznești, să fii tu. Deci dacă e să concretizăm un mesaj al acestei colaborări, mesajul ar fi? În primul rând să-ți exprimi sentimentele, să te personalizezi. Imaginea ta să fie așa cum simți tu, dar în sensul cel mai bun. Exact. Artistic, aș spune. Ar fi și așa, ca un joc de cuvinte sau ca un titlu. Când o formație nu mai are mai lucru de zis într-o perioadă a anului, să zic, n-am mai și niciun scandal nimic, pentru că de loc, bine, băieții au intrat în studio. Ei, se poate zice că așa cum a Life on Mars a intrat în studio, dar în fason studio. Și vedem ce o să iasă. Deci, suntem un studio deocamdată. Lucrăm. Eu aș spune rockaholic. Înseamnă spirit liber, înseamnă libertate, nu înseamnă modă cu orice preț și cu eforturi. Pur și simplu să fii tu însuți este cel mai important lucru. Iar mesajul nostru, pe lângă rockaholic, ar fi spread the life. Asta cu siguranță. Ok, noi vă mulțumim foarte mult. Un mesaj pentru fanii muzică bună și muzică nouă. Veniți la concert, da, că aveți o grămadă de lucruri de văzut și de simțit. Și de ascultat. Vă așteptăm pe 1 decembrie la ora 21 la clubul
Blue Jukebox, unde veți vedea în premieră un nou concept de live music and hair design cu Life on Mars și Fason Studio. Mulțumim foarte mult! Vă salutăm!